urmează să afli originea cuvântului pulă, cuvânt acceptat și introdus oficial în dicționarul explicativ al limbii române de către Academia Română începând cu anul 2008. Vizionarea acestui material poate fi considerată ofensatoare pentru unele persoane. Vă rugăm să aveți în vedere acest aspect înainte de a continua. Respectăm diversitatea de opinii și vă încurajăm să manifestați toleranță în abordarea subiectelor controversate. Cuvântul românesc pula provine dintr-o rădăcină antică și are o istorie mai puțin cunoscută. Originele sale se găsesc în latinescul pulus, care însemna pui. În perioada romană, acest diminutiv era folosit pentru a exprima afecțiune și tandrețe în relațiile cu tinerii. După cucerirea Daciei de către romani în anul 106 după Hristos, limba romană a interacționat cu dialectul dacic, rezultând o formă de latină vulgară. În acest context, cuvântul pulus a suferit o reinterpretare și a fost asociat cu organul genital masculin. Dacii, în ciuda statutului de barbari atribuit de romani, au adoptat o atitudine jucăușă și umoristică față de cultura romană, deturnând semnificația inițială a cuvântului. Astfel, expresia „dă-te în p-a mea” a devenit foarte răspândită pe teritoriul Carpato-Danubiano-Pontic. Deși sensul original al cuvântului era legat de ideea de pui, în limba română modernă este asociat cu organul genital masculin. Această transformare semantică ilustrează influența culturală și schimburile lingvistice ce pot modela și modifica limbajul uman de-a lungul timpului. De altfel, cuvântul pula se poate referi și la revista avantgardistă românească scoasă într-un singur număr apărut în anul 1931, sau deja celebrul oraș din Croația, sau o comună mică din Italia și un sat și mai mic din județul Veszprém, Ungaria, sau unitatea monetară din Botswana care poartă exact același nume. Nu uita să-ți exprimi părerea printr-un comentariu. Mulțumim pentru vizionare!